cât ai lucrat cu el după ce l-ai dus nou? Un an și aproape jumătate. Mi-ai spus că te-ai dus undeva iarna pe la Cluj, nu știu unde ai fost, când ți-o prins neaua pe drum. Și ai dormit în familie. De la Sighet a venit. De la Sighet? De la Sighet și-a fost încărcat cu... Și zis, dar era deja numai din placaj ușoare, nu a fost greu. Uh-huh. Și a cuprelată pe el? Da. A clăt la Craiva. Când se știe că din Craiva ai venit în jos, era drumul cu pavele. Mă, și-a pus să mă dansează numai așa, n-am ajuns mai fac. Am băgat a doua, am băgat a întâia, cu ea să tragă, nu tras de măzurile. Acum mai iau stâlpă, acum mai iau casă, mă gândeam, dar eu am înțeles că mijlocul drumului, cu urmă. Când se ia meșit, în sat pe stânga, era o casă, iar. Exact roata din stânga pica pe leu la poartă, un podeț, și exact pe clema am băgat curată. Bine, băgat să mă iau goiatea. Atunci înapoi a mea, n-am știut de erointe, era unul, nu tau niște măgeretanii aici, ruși ăștia. Așa l-a fost îmbrăcat omul de drum, cu o bucșenușă la el. Nu, tu treci, pe ce treci de mine, dar când văzut mă așa. Și el, da, seara, mă, nu pun băi șenușă, țăpară înapoi și țăpară și pe roata, știi? Când a zis locul seama ăla. Una, două. Vine acasă, am avut să-ți ia cenușa într-un sac. Nimic. Lăi eu în sacul și-a pus acleia în stânga, lângă oblou, lângă mine, știi? Doar după două, trei zile m-am dus la Radă. Era unul cu două cisterne, tractor era tras așa, de lată, nu putem aici cu... Nu, bă, bubrit câte-o vrut omul, nu, stai urtaș așa și stai, hai cu mine, hai cu vădă, zic, stai. N-o luară și țăpară în parot și pe lumea și se îndreptă omul și zic, zic, în drumul, cu cenușă. De rău știu treaba asta. Mă spune și spune eu. Am pățit-o. La noi la pădure și ieși ducea, nu pentru ducea un balast. Scură de la combinat ducea, de la cet. Scură și se ieși cu un topea în urmă ei. Da, așa era pe gratis. Și nu mai se mișa și pe higiș. Vinea bogea cu lopata, țipa, păcă vineam înapoi, era mole. Se rupea. Deci, au fost acea oameni care au țărul ridicat. Și drumurile forestiere au fost întreținute atunci. Păi, urmite CF-ul le întreține. E fet, adică. A fost urmite CF-ul, băzea de sfințare, trecură drept la sectoare. La sectoare a fost mai bine, că nu am o treabă cu nimeni. Așa după... la regie, n-ai fost acolo unde face tafă și ăsta? Am fost până în fața fabricii numai, n-am intrat. N-am intrat atunci. Nu. La Brașov, la autocamion acolo, mă știu, cu domnul Rugaci, cu directorul și când vreau să mă duc, îl sun și... Deci e așa și la regie fac, mă. Am văzut că fac tafuri. Da, acum fabrica s-a modernizat, face tafuri ca lumea. Cu telecomandă, iară, cu deja distanță. Da, cu radiocomandă, da. La tot felul, da. Să la regie face și tractoare, dar nu e, e rumul. Tot e rumul, face e și tafurile și la fel, numai două secții separate. Și deci erau două, una era și una pe dreapta. Și MTV-ul era mai umplut, mai în spate. Dar spus eu când am asta, că am văzut că la liniație pe câmp, am așa noi pe jos. Da. Tu vei să un andră și am așa, băi, cum mi-am noi pe ele de aici? Da, știu că vine aici pe noi. Normal, eram obișnuiți cu schimbătorul la mână, nu eram aici, dar făgeau. Aia am învățat ce-a trebuit. Și după Buceacul Albastru ce-ai luat? Dar mă ține minte. Bascula SRD-ul? Bine, și a fost așa, pasageră, nu? Da, am avut o basculă bună și... E groză, măi, Ioane, trebuie să duc aici, așa n-ai cum să le ieși. Băi, mă, spune, ai. Am dat-o la Pămălica, la regele, cum ziceam, în Arhis. În Arhis era acolo cu un mic cât groș, pe dreapta aia, cred că asta. Am umblat și pe acolo, pe de locul. Și atunci ai luat un buceac albastru de la Chișinău Criș.
Troliu. Bucea frumos. A fost din nou dat acolo? A fost de nou. Și de ce l-a dus la Târnava? Păi a crezut că nu mai avut ce lucra cu el, știi? A fost așa sezonier, că așa era... Păi așa la nou să vină aici, așa fel. Și el ce-a luat? Nimic. Plecat. Gița. Ce luat? În Griș? Nu, era de acolo, de la asta, de la Sintea. Sintea Mare. Așa a fost. A fost aproape nou Buceagul ăla. Avea așa vopsea, așa, și original. Da, era original. Nu a fost rămașină. Pe Vâlcuță, cum să, când lucrați aici la drumul forestier, cum era organizat lucru? Erau muncitori cu lopata care împrășteau piatra? Da, era ICF Cluj, da, la ICF-ul erau, ICF Deva. ICF Deva. Și da. Muncitorii împrășteau cu lopețele. Bine, acum așa era, dar ce făceam? Cum era și cu tatu? Aveam o poziție la benă, știi? Când începea să cură, băgam antea și ținea accelerat și zicea, știți cum era? Știu că mi-aduc aminte când era și pe Valea Popii, când o lucra cu bascula, cum făcea. Da, înțeles, da. Erau oameni și noi din sat, era. Cu tabutul ăia, nu, ce să dea una lopată atâta. Da, da, da. Și după ce basculați voi, vinea compactorul și compacta, nu? Da, cu... Nu știu, greder, în fine. A la început așa a fost până să organizeze șantierul, știi? Că băga grederul înainte, buldozer și grederul. Dus grederul, eu, cu prima dată știi că trebuia să strâns, cu ce șanțurile, mă rog. Era dotat și ICF-ul cu scule. Deci lucra organizat. În bascule n-avea ICF-ul că avea numai utilaj, dar și la celor de la colonie. Și de la Ierta. Da, Ierta, ICF-ul nu contează. Dar era investiții. Povestește-mi cum te-ai dus după rabă la Reghin. Cred că a fost prima rabă de 25 de tone care au venit pe IFET. A doua. Cine a fost prima? Hojo. Hojo? Deci era Hojo, a fost mai... Mai prima. Eu am venit acolo și el a fost la boxe și la târnă. Băi, eu a fost mulțumit de rabă și a fost mai la rabă, Gheveu. Dacă ai lucrat cu el, praf, era mic la dantură, mici. Apoi eu până la urmă am schimbat o două GV-uri, și m-am săturat să-mi dau jos. Pus pe direct? L-am cus pe mare și ta ce bună. I-am luat tija la piston. E, de fapt, el era lucrat ca un fel de reductor. Da, GV-ul pe mic pe mare. Da. Pe urmă am schimbat și aceștia l-au făcut cu dantură, mai țapână. Era, era măsele de om. Da, erau cam problema GV-urile alea. Stai că eu m-am dus GV-ul. N-au ce face. Ce să faci? Ca și ți-am desfăcut pe aia, m-am săturat. Și așa, dacă trebuie să dai scutul jos, trebuie să dai trolul jos. Hai, mamă, ce e? Cum ați fost aici organizați la Târnava? Câte mașini ați avut Buceagul Trolei? Bă, nu știu, 7 am fost zități. Cam așa, cred că. Cam așa am fost. A fost dumetare cu carosata, au fost Baj Mircea? Nu, am fost ultimul carosat. Da. A fost Baj Mircea cu troliu, la albu. Da, și a fost mașina de la fabrică care a fost, zicea, o luat și-o pus troliu pe aia. Și-o trebuie mașină bună la fabrică, dar apoi, îl ia s-o contopit. Deci mașinile au trecut la MFMC-ul și așa și am dat. Stai că m-a văzut și o șauă de asta, Buceau. O trimis pe mine, acolo să duc. Ei, mi-aduc aminte că mergeam cu tata la diatomite, eram copil mic și te-am văzut cu șauă, cu șauă albastră. Și că erai lemn de foc. Și am avut. Da, aia dumneavoastră a fost. Da. Și de coși, dar nu am clomă cu ea. Cum a fost aia? Cum erau șeile cele Buceagul, havezele? Nu, no, care trebuie, nu. No. Nu era cu troliu, nu era pentru... Lemn de foc. Și reconță și lemn de foc. Ai avut și reconță pe ea? Sigur, 2 rânduri de reconță.
Quando si inizia a venire a casa, qui era tutta una cosa. Che la podla, ma di che la intersezza di Rauz, erano gli artisti, sti. Un blava, si era cagli. Io pagavo per gli artisti, che eravamo in greggiatura, che era la collettiva, cagli. Fosta. E mi veniva là per mia greggiatura, che era vero. A me sulla colonna, non stia su questo bocca che te l'aldas. Ah, ma se ve, che uno cusciava mi ha fiantato. Ma se non la bacio per che era senza riesce, era l'alba. Era un mare gonge. Era dell'autobus dell'alba? Ma un po' uno perva, possibile perva. Come sono? Ma tre storie? Sicuro. Dove che ci stia da? Ho fatto l'armata con me. Da, sto che mi hai spostato. Am înregistrat, pentru că patru filme am făcut cu el. Și el a văzut benzinar și pompier, era mai vârstă, ce drept. El a făcut să șantează armata noță noță. Odată vine și el, controlul ăla ăsta și în intersecție la târnă, și mă zic că el, vă face zi, răzmează, mă, zice, mă, că sărgăște pe voi. Și am să vă rog să duc sără. Că era frățelă primarii. Mhm. Ho uscito da fare cose sì, siamo. Ma si fa così come questa qua. Si sa dove sono di quelle spalle, per sopra. Io lo faccio prima la tonce. Eh? Io. Mhm. Ah. Fai prima il posto. Va, se non ho finito per domandare la colonna. Ma in c'è neanche le mie patrine con me. E me la trendi? E da un'altra c'era Vassonan, era Puyut. Puyut è con me. Chi mai fosse? Ho fosse Andras. Andras. Chi è? Andras è morto, Rezan, Petru. Ho morito Andras? No. Da quando è morto? Oh, morto, da non sei morto, ma in primavera. Non so che è morito. Non fosse poi la casa che mi era mannata a spadolare. Non un fai nera. Sono due. Ma c'è con le vuote. Ho schimbat. Poi io ti parco avuto un trolio gri, no? Ho avuto e ho dato carosata, di asta platforma. Io cu el am mers după platforma lui la... E portocalie? Da, eu i-am dus-o, că n-avea eu. Și eu am venit cu remorc, și zic, Rosa, nu mai tu Ioane, mă duc. Și am zis, că sunt taf pe ea. De la Regina ați dus-o și pe aceea, Portugalia. Și... Acolo mâncam multe conserve de pește pe vremea aceea. O zis, spui, eu nu mai mânc pește în viață, că zicea ce m-a săturat de el. Dar ți-a mai mult acolo. Păi n-a fost gata. N-a fost gata mașina? Nu. A făcut-o ei. A stat o zi, n-a stat o zi, a plecat. Atunci puneau troli pe aia. Stai că prima zi am dormit acolo la poartă, pe jos, pe aia ne-am putut. A doua zi eu stau mașina, no, ne-am culcat în mașină. Adică și în altă mașină, n-a fost vorba. Mi se stau. Că la hotel e să mai merge vorba la hotel, că știi și eu era un hotel prăpădit. Când am fost la fabrică, mă să acolo el la reghe după șepă și să mergem la hotel. Da, trebuie să dormi că era tăcea arbă, numai și pe mie cu cei care dormea, zice, în pensionar. Am preferat să dorm în mașină. Mai bune condiții am avut în mașină. Am avut burece. Buceag. Da. Și când asta... N-am azi... Nu, am dormit în mașină, că aveam și șube, și agiolină. Și, și eu și delegatul. Pe delegatul cu calul jos și pe pe pernă. Luam maneta afară, punem în caroserie, volanul. Și volanul de jos? Da. Să avea loc. Nu cu capul. Și dacă era ca, bine, că le-am pus după, știi, dacă era o dată, știi că m-am dus la, la Focșani. Măi, bă, să ne lea și mă... Cu buceagul albastru? Aia, nici la acolo, la bază, nu l-a lăsat, e băgă. Era baza mea, MC-ul era, era bază. Mă las, nici, la hotel, n-am găsit loc. Dacă domnime la hotel, buceag. L-am făcut, aveam curece. Nume pentru așa, la jos, cu căreie cu șuba,
Dar drumul la motor s-a încălzit că băca. Băca căldură. Că nu tante gel. Și la crea dormea. Odată am venit la Focșani și veneam în încoși, era până de la fabrică. Că ne-am culcat, iar așa, măi, când mă trezesc, albu. Păi, zic, te dor lângi, știi, hai că vin moște și eu, zic. Era de la Brașov în coaj veniți. În parcare, bineînțeles, nu s-a umblat așa cam. Da. Nu, no, deloc, ne-am asta, încă am adus neau, ne-am spălat cu neau. Am pus maneta, volanul și ce așa, aici câte Sibiu, mic. Pasie și onor, fără neaua. Ți-a plăcut la fabrică cu el? Era mai bine ca la pădure. Păi a fost mai fugărit. Uh-huh. Ce-i drept. Atunci că am pus 10.000 de kilometri pe lună. Da? Am băut 3.000 de litri benzină. Păi deși până la Focșani. E drum. Da, cum? Deci era la Caransebeș. A bine să-l facem. La... Nu puteam să-l fac, numai în două zile ăsta de la Sighet. Azi mereu mâine vinem. Da, da, da. Mai vorba la Timișoara, la Azur, după lac, după Dilvan. Tatăl te-a zis că nu, era ca de dezmargă să cauți suma așa și... Deci trebuia tot timpul aprovizionat. Îl ții minte că era în 30, sau în 31 decembrie, așa și n-au zice care era șef de aprovizionat. Să vii Ioane să-ți fac foile, că mâine nu mai veni nicări. Bine. Că mă duc la 8, nu mai s-o zic. Bă, tu ce pune butoare, să merg la Azur, după Diluan, că nu mai este pe anul viitor. Ei, cam asta se poate cu butoarele, delegatul. Păi eu te ia țânce, mă, la țânce. Am mă spus eu pe la Lipova, știi? Uh-huh. Aici era drumul mai lung cu 4 km, dar mereu minuci, că nu... Da, da. Nu știu, vreau să spuneam. Cât am fost la 11, a fost în poate sau la mnează. Am mă spus, până acolo ne-am băgat, am încărcat, una, două, ne-am încărcat. Era pe rampă ce încărcam. La Azur, la Timișoara. Și fugea Buceagul, nu? Nu va. Dar și-o băut. A fost fai de mașini. Bă, spune ceva, știi ce a fost, dar nu ai ceva nivel. O libertate. N-ai fost legat de șef, nimic. Sine să mai vadă. Dar și parcai mașina. Ce salariu a fost și salariul bun? Bă, era în acord. N-ai pus să condam pe nimeni. Ai avut tona kilometri cu categorie de drum, s-o dat niște coeficienți, coeficienți s-au mulțit în jucie, s-o dat orile. Păi da, îți dai tu seama când am fost pe... ăsta, pe... Rabă, de la Chișinia, cu Zena, s-o condam două cursă pe zi, mi-a ieșit 25 de ore. Lucrați, efectiv. Oare, dar e vreo să lucrați. Păi zi la casă Marco, nu ți-am dat 24 de pacienți, plăcești? Dacă zici ceva, zică. Eram atunci și la Rada, e fete eram atunci. Ei, la coloana boxei, da. Și așa m-am pățit 24 de ore. Au fost reușite trolile cele de 25 de tone? Ma, în general, da. Motorul era mai slăbuț, că n-a fost cu turbină, știi? Dacă era cu turbină, era mai tare, da? Da, numai că nu prea era practic la pădure. Ha? Nu era practic la pădure cu turbo. De ce? Pentru că foarte multe, m-au venit, de exemplu, basculer fost pentru Irak, pentru Iran, cu turbo și s-au refuzat un lot, două, trei și le-au băgat la intern. Nu ieșeau bine din balastieră, ieșeau greu. La ăsta clasic, când i-ai dat, când s-a dus de la trebuie să-l ții turat ca să aibă putere, altfel nu. Bă, și ăsta. Da, sunt țet, o dată țin minge că am dus de rezi în pădure de la Berge, așa cum e în copii. Da, și un bravo. Da, da. Și el. 33 de toni am avut pe el. Oi. Dar n-am dus să bag așa, să ai la bele coci. Când am văzut la când îmi cântare, 33 de toni. Bun. La mine, cu ce băgați sub macaraua? Te prind și l-a luat sus la boxe. S-a ridicat sus, ăsta și șterge-o. Nu făcea manevre până ne-a plecat. Băga cablurile și...
Deci numai o ridicat și ține ridicat? Sus. Și plecai. Tu plecai și nu știu ce după ce era treaba. Da. Era macarau de 50 tone așa. Asta are ce ca. Praf, așa ce era, scură mult. Da, toate le-au distrus. Macarau. Ai câte, cât material era acolo. Vinea, mă, din tâi județul. Vagoane discărcau. La boxing. Erau 5 gatele în probleme. Sau 4, nu mă țin nici, dar erau. Și lucrau pe două schimburi. Două schimburi. Au fost autobuze cumpărați anume. Îi duceau mic autobuzul. Știu că într-o perioadă Hojă lucrau pe autobuz. A fost, da, Hojă. Și într-o vreme am fost și eu cu Buceagul, că îmi băga bun în capital, știi? Și am zis, nu, de ce să mă locuiască? Păi bine, eu că am tras prea lat acolo, coverzile, și acum am coverzile, tot de scaune. Așa ne-am luat de amintire. Am zis că poate fac solar, eu ce să fac? Băi, în general, să zic așa cinstit, a fost bine. Știi ce a fost bine pentru noi? Că am parcat și n-ai avut pe nimeni în spațiile tău. Da, și n-ai făcut navetă, pe nu știu... Am fost jandarii, păi și... Am fost prea ce bun, cum o să iau.